fi foarte multe de spus, dar cuvintele nu cred că pot eclipsa muzica. Și mă te-au dezbrăcat? Păi nu intra sub pat. Așa era și eu de slam. Dacă ție ți-e tor mie, ăsta-i zeagul în chirei. Eu ziceam că dacă vreodată în viața mea o să fac burtă... Hai că nu-i spun, tată, măi, te-am ca să vorbim, îți zic și așa. Băi, 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 te-am ca frumos să mai faci asta, îți mută mie de ori așa. Ce vreau înțelege? Zi! Dă-să miros întâi. Cum te droghezi? Dragoș, ceva de la bar? Cum mă droghez? Da, să-mi pună și mie o bere la rece, te rog. Așa, și? Gata, doar din... Și încă una. Doar din... Bine, să pună două. Două și încă una. S-a luat și la stânga automat, ai văzut? Hai să-ți dau picătură ca să-ți limpezesc ochiul. Hai, ce să mai limpezești, mă, că nu mai pot. Ok, stop. Tricu. Vrei că mă răzbă. La ce ai pățit? Bă, deci, haide, la tine nu merge. Dar de ce plângi, mă? Hai, mă, tata, socul, te rog eu frumos, am greșit odată. Tu dai să vorbesc și eu cu ea un pic. Tata, că te rog eu din sufletul meu, că nu... Nu! Dar nu mai fac și înțelege... Am spus nu! Dar încă o dată, te rog din sufletul meu... Afară! Hai, mă, tata, dacă te rog, mergi, afară! Stop! Asta-i o tragedie. Cum a fost la filmare, domnul? Sinceros. Ok. Cred că s-a întâmplat o bucățică de artă astăzi aici. Se va întâmpla și mâine, unde se va continua videoclipul. Dar astăzi s-a tras cea mai mare parte din clip și sunt, nu fericit, sunt în extaz. Și cred că piesa asta, cred că este insigna mea pe care ar trebui să o port. Din punctul meu de vedere, că am lăsat mai mult decât pe mine ca persoană, mi-am lăsat sufletul acolo și mă mândresc că o să rămână. O să rămână în spatele meu.